Salut, bine am găsit la un nou canal. Astăzi facem un daily pe mine, că n-am mai făcut de foarte mult timp. Suntem aici alături de Edward. O să vă arătăm noua mea casă. E așa, Eduarde? Bea tu băut sau vorbesc singură? Vorbesc singură. Da, vorbesc singură, bine. O să vă arăt aici casa pe care mi-am cumpărat-o. De cât e la casa asta? Nu mai știu, 20 de milioane? Pe acolo, așa. Hai să vă și arăt. Hai să le și arătăm puțin de pe aici. Deci cam... cam ăsta e garajul. E o minunăție de garaj. Dar eu uite mă că e în piscină. Nu știam că am piscină la casă. Rățuștele mele pe apa s-au dus. Aici au o piscinuță în spate. Avem o piscinuță în spate cu un colac în caz că te necăm. Ia uite, ia uite, Dura, dacă te neci, avem aici un colac pentru tine. Da. Avem aici un grătărel. Vezi să nu dai de chestia aia că o să bubuie. Și dacă bubuie, tu plătești casă. De care, de asta? Da. Hai să acum să le arătăm casa. Și fiți atenți, avem o ofertă. Închiriem casa. Cu cât? Stai mai des să ne uită cum arată casa în interior și după vedem cu cât închiriem. O să fie prea scumpă, te asigur, nu o să ia nimeni. Păi nu mă, că da, ce o închiriez cu $1,000,000? O închiriez și eu cu 50.000 pe săptămână, știi? Tot e mult, tot. Hai să vedem totuși dacă tot ne apucăm. Așa, intrare casă, vezi că o să stau acum in, la, se sună la interfon, da? Emet. Așa, și dăm și invit în casă Edward. Ia uite, Edward, vino cu mine ca să-ți arăt ce casă frumoasă am. Deci, avem aici la dreapta, avem aici o... Cred că asta nu știu ce ar trebui să fie asta, dacă este... Sufragerea. Asta e sufragerea, dar avem o sufragerie foarte frumoasă aici. Aici avem bucătăria care este cam goală și cam, ciudată pusă aici. Și o bucătărie frumoasă. Bun, dar avem și etajul numărul 2, pentru că nu ne limităm doar la un etaj. La banii ăștia cred și eu. Avem aici una bucată, ce cum se cheamă asta, o cameruță. Nu, asta e un dulap. Păi asta e o cameră, mă, și dulapul e ăsta. Tu ești bătut în capul de tot. La casa mea toată camera e dulap. Uite, aici este baia. Da, du-te mai încolo, că aici este baia. Aici este o altă cameră și este o ușă care nu după ce nu prea avem uși. Dar ușa asta nu e, e pus așa, e lipit de perete. A, asta nu e ușa, asta e garderoba, băi. A, nu da? Știu ciuda asta, că dacă n-ai casă scumpă. A. Așa. Mai avem aici o cameră. Și încă o cameră. A, ușa e garderoba. A, uite, ușa mare, asta e garderoba principală, mă. De fapt, ușa asta, na. Deci, fii atent. Deci, avem așa două variante. Ori închiriem fiecare cameră pentru o persoană. Nu, pentru că nu state la fel. Da, una costă mai mult, una mai puțin. Adică vreo 10.000, 5.000 o cameră, știi? Da, la prețul ăsta ar merge. Mai scumpe atât. Și... sau închirim toată casa, dar pe un preț mai, mult mai mare. Acum să vedem și cum o mobilăm. Păi da. Deci hai să vedem, hai mai întâi să alegem camerele pentru fiecare ce sunt, da? Avem aici o să fie un dormitor micuț, care cred că va costa 5.000, cred că ăsta. Cam strâmt, cam mic. Hai, un mergi mai prost. Puțin de copii. Sau așa, asta este sigur baia. Da. Dar eu dacă-ți dau cheile de la casă, da, poți să... Dacă-ți dau cheile de la casă, poți. Ok. Și da. Atunci hai că-ți pun aici.
cred că e doar la mine. Gata, mergem? Bun. De ce ne apucăm mai întâi? Mă apuc de bucătărie și tu de living room? Hai să ne apucăm de cele de jos, da. Tu ne apucăm. Așa, ne-am întors aici. Am avut... S-a declanșat o extorsiune al unui degajament. Dar, este bine acum. Ia vedem acum merge. Da, acum arată bine cum trebuie. Așa, eu mobilez bucătăria, tu faci living-ul, da? Ok. Hai să încercăm. Așa. Vedem ce băgăm aici, deci în primul rând ne trebuie ceva din kitchen, în primul rând. Avem aici o chiuvetuță. Dar, în rest, întrebarea e, avem aici un frigider, da. Bun. Ce trebuie să mai băgăm pe aici? Avem deja chiuvetă, dar nu avem unde să gătim. Deci, în acest caz, ar trebui să facem rost de... ce e asta? O să o băgăm și de asta aici, pentru că nu ar strica, ci vă spunem ceva pe măsută, ca să nu pară că noi nu avem bani. Băgăm acolo să fie. Așa. Unde am putea noi băga? Uite, cred că aici ar fi bine dacă am băga. Și băgăm acest de la kitchen și dăm pe cooker. Cred că suntem mai departe de el, ca să băgăm asta. Așa. La kitchen. Perfect. Bă, unde ești, mă? M-a cam aruncat din casă cu canapea. Stai așa. Dar tu n-ai făcut nimic aici. Ba da. N-ai pus nimic aici. Păi, ba da. Să ne că doar eu nu văd. E o masă și o canapea. Nu e nicio canapea aici. Tata, și o masă. Nu e nicio canapea aici. Fă-te orașul măsiv. Nu! Uite, aia-ți arăt bucătăria mea. Hai să ne arăți. Uite, vezi aragazul ăla de acolo? Nu. Nu e nici un aragaz aici. Cum nu vezi aragazul? Toată bucătărie e cum era la început. Atât aveți? Da. Îți înseamnă că nu e acum degeaba mobilă în casă, acolo cum o să vorbim cineva. Bun, hai să încheiem clipul, deci fiți atenți. Bun, hai acum vedem cu cât vindem camerele, da? Așa goale? Taci, cu când, deci, închirem casa cu... cât închirem casa pe săptămână? Ție știu, cu toată casa? Da. Cu totul mobilată, cu tot ce trebuie? Da. Pe săptămână? Da. 50.000. Bun, între, deci avem acum 55.000. Între 30 și 50. 55.000 pentru toată casa. Pentru toată casa. La mine, da, la mine, vin bani pentru că e doar de cam prost așa. Tu ai casă? Da. Perfect. Aveți cheile, vă puteți pune, vă puteți construi în casă, vă puneți toate chestii. Deci dacă am atat pe clip, nu uitați de un like, un share, subscribe dacă vă înveți clipuri și daily vloguri. Noi am fost în orașul One Tap, România, și noi ne vedem în următorul clip. Baftă!